Da, pleacă din țară pentru că văd că deocamdată nu există niciun viitor. Și măsura care au luat-o astăzi în legătură de, cu USR-ul și cu Alianța USR Plus îi face să-și dea seama că nu au niciun viitor. Câte vreme ăștia vor rămâne fixați și întăriți aici la putere, ei vor, Doamne, vor punctul zero. Punctul zero este, domnule, gata, s-a încheiat toată treaba, nu mai întreabă nimeni, băi, de unde ai tu banii ăștia, de unde ți-ai făcut conacul ăla, de unde ți-ai cumpărat nu știu ce, nu mai întreabă nimeni nimica. Ce ai rămâne al tău și toți aia fraierii cărora noi le-am luat banii din buzunare, nu mai au dreptul să zică nimic. Rămâne așa. Și atunci o luăm de la zero și o să dăm legi noi, la care o să putem fura fără teama de a fi prinși și pedepsiți vreodată și o să ne facem o țară demnă și frumoasă în care noi vom fi și oamenii și bogați și puternici și toată lumea va munci pentru că ce lume va munci pentru că toți vor fugi până la urmă, toată lumea va pleca, vor rămâne ăștia bătrânii, amărâții ca mine, care nu mai au să fugă. Și de ce să fugă? Eu aștept să... Pe scările de la Național erați însă înconjurat de tineri, de actori tineri. La Național, da. Păi, erau și necesari până la Și urmă. oameni care nu, așa cum vă amintiți când erați dumneavoastră tânăr, nu fugeau din fața fricii, ci au ieșit să spună Da. păsuri. Asta e o diferență. Este o diferență. Asta este adevărat că este o diferență. Posibilitatea de a vorbi, dar să încearcă tot timpul, peste tot, să fii intimidat, să îți retractezi cuvintele, să ți le înnăbuși, să nu mai fii foarte vehement, să nu te exprimi foarte vehement împotriva conducerii statului. Dar. Sigur, există. Lucrul ăsta există. Libertatea cuvântului, deocamdată, există. Există și o generație care vrea, care Și face. evident că, pentru că oamenii, văd și ei, copiii, călătoresc, au fost, unii dintre ei au călătorit, au jucat în străinătate, au avut spectacole, au făcut fel de fel de lucruri în străinătate, văd ce se întâmplă, cum se trăiește acolo, într-o țară civilizată, în care nu ești amenințat dacă ești cinstit și îți faci treaba așa cum trebuie. Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Fața Ta, astăzi în studioul Digi24, o ediție specială, Victor Revenciu. Vă mulțumim foarte mult că Și v-ați eu vă mulțumesc că făcut m-ați timp invitat. și ați revenit alături de mine, ca de Și fiecare dată. urez viață lungă, emisiunii dumneavoastră. Mulțumim. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Bună ziua. Florin. Domnule Revenciu, o imagine cu actorii Teatrului Național, dumneavoastră de singur acolo, pe scări Teatrului Național. Un protest. Un protest. Un protest la adresa modului în care este terferită justiția, la adresa intenției puterii de a folosi justiția în interesul ei. În interesul ei de a-și proteja nedreptățile și fără de legile. Și pentru că dacă am văzut că specialiști în justiție, oamenii care lucrează în justiție, protestează la această ordonanță care le distruge munca, le face nefolositoare. Am zis că e cazul să venim alături de ei și să-i sprijinim, să sprijinim acest protest și să încercăm să facem miniștrii, guvernul și parlamentul să înțeleagă că e vorba de o greșeală, poate să zicem noi îngăduitori, sau dacă e vorba de o rea intenție, să renunțe la ea. Nu știu dacă știți, au fost voci de politicieni care au spus că, în fine, dumneavoastră ați ieșit pe scări dacă nu știați prea bine de ce o faceți, pentru ce ați ieșit. Asta au spus politicieni. Pentru că mi se părea că avem un semnal de la oamenii din justiție că e vorba de o ordonanță de urgență care dă niște legi greșite și contrare Da, spiritului unui de politician justiție. care se Și uită la... dacă e vorba de oameni care nu se pricep, păi primii care nu se pricep la ceea ce sunt puși să facă sunt chiar politicienii.
De ce să mă acuze pe mine, care sunt actor, slavă Domnului, de atâția ani de zile, nu m-a gonit nimeni afară din teatru încă, mi-au și această măsură de protecție, dar ei, cine i-a pus pe ei acolo? Îmi spunea un regizor și un mare pedagog polonez de film, nu-mi vine numele lui acum, dar e mare, îmi spunea, zice, domnule, un om de artă nu se legitimează cu diploma, cu opera. Arăți ce ai făcut. Aia este ceea ce te legitimează și după asta poți fi apreciat. Că vii cu o diplomă pe care scrie diplomat în artă, diplomat în teatru sau diplomat în film, asta nu înseamnă nimic. Trebuie spus că după ce ați protestat în fața Teatrului Național, ați intrat în teatru și ați jucat. Da, aveam spectacol. Eram înainte de ridicarea cortinei chiar. Spuneți-mi, ați mai putut să jucați? Adică încărcătura asta emoțională de afară v-a afectat în vreun fel? Eu sunt profesionist și există, cum să spun eu, în istoria teatrului există dovezi că actori care aveau mama moartă în casă veneau și jucau, spectacolul era spectacol, și se întorceau înapoi la durerea lui de acasă. Nu, asta n-are. Noi trebuie să ne facem profesia, n-avem încotro. Reacțiile de după această imagine, cu toți actorii Naționalului ieșind în fața teatrului. Nu toți. Parte semnificativă, da. În jurul lui Victor Benjuc. Reacțiile de după, cum au fost? În teatru n-am băgat de seamă reacția, cât cu toate eram toți, eram împreună, m-am văzut cu cei care, cu care am fost împreună acolo. Dar reacțiile au fost bune și dacă e vorba să vorbim de reacția care a avut în societate în general, am primit foarte multe felicitări, chiar și din străinătate, de la români din străinătate și foarte multe înjurături. Dar eu sunt obișnuit, pentru că și atunci când am pus hârtia aceea igienică în 89, la fel am primit amenințări, aveam un teanc de scrisori de amenințări acasă, le-am aruncat acum vreun an, doi, nu mai știu când, că nu plăcea să le văd. Este o diferență între vremurile de atunci și acum? Atunci dumneavoastră erați mult mai tânăr. Acum ați fost înconjurat de foarte mulți tineri. Atunci însă nu mulți colegi de breaslă vă erau alături. Nu aveau curaj. Nu aveau curaj și, cum să vă spun, eu m-am bazat și pe platforma mea artistică atunci, că mă gândeam că poate, știu că directorul teatrului primea de la securistul teatrului, primea niște, spune, băi, spuneți lui Rebenciuc să se mai astâmpere, să nu mai vorbească atâta, să nu mai spună, că spuneam tot ce credeam, întotdeauna am ce îngușe și încăpușe, nu, n-am avut un dublu limbaj, că nu puteam, am avut chiar o dispută foarte serioasă cu unul dintre colegii mei de clasă și fost prieteni, mi-ai puseserăm prieteni în timpul studenției, îi cunoșteam familia. Și la un moment dat am avut, el spunea, el era mai mulți, că spunea că, măi, eu vorbeam tot împotriva regimului, evident, și atunci, spunea că, băi, să-i dăm cezarului ce este al cezarului. Ce? Care cezar? Ce să-i dai eu cezarului? Un cezar care nu ne închide, ne ține închiși într-o închisoare. Ăsta trebuie, ce să-i dau eu lui? De ce să-l respect și să-l iubesc pe ăsta? Nu vreau, vreau să nu mai existe acest cezar de care spui tu. Și m-am certat cu el pe chestia asta. Nu se poate să... Nu puteam să am un dublu limbaj, să spun, domne, în lume sunt... Eu sunt de acord cu linia partidului, respect partidul și iar acasă acum, sunt un altul. La 30 de ani de la Revoluție, unii spun că pericolul autoritarismului și al dictaturii s-a întors în societate. Cum simțiți dumneavoastră această situație? Sunt disperat. Sunt disperat pentru că nu mă pot despărți, bag seama, de comunism. De ani de zile, de când aveam 14-15 ani, deci sunt vreo 70 și ceva de ani de atunci, eu trăiesc în acest comunism. Am făcut o revoluție, credeam că se vor schimba lucrurile,
că vor veni oameni noi, alți oameni care să conducă cu altă mentalitate, cu altă filozofie de viață, că ne vom apropia de Occident, că vom încerca să intrăm și noi în aceeași lume în care trăiesc oamenii din Occident, dar bag de seamă că rămânem din ce în ce mai izolați, negăm tot ce se întâmplă în Occident, spunem că noi vrem să fim independenți, ne păstrăm demnitatea, dar cine atentează la demnitatea noastră? Sunt oameni care încearcă, cei din Occident, să ne facă să ne ridicăm, să ne ridicăm nivelul de civilizație. Și asta înseamnă că atentează la identitatea noastră și la... nu se schimbă nimic. Mulți speră că alegerile, de fapt, vor rezolva lucrurile în România. După părerea dumneavoastră, rezolvă ceva alegerile sau problema este mult mai adânc în fiptă, problema în este foarte adâncă, social? Dar alegerile sunt un pas spre rezolvarea problemei. Nu se rezolvă problema odată cu alegerile. Pui niște oameni acolo, dar ei vor avea de luptat cu un sistem întreg, pentru că toate ministerele, toate instituțiile, toate sunt căpușate și încărcate cu oameni de-ai regimului care durează de acum 70 și ceva de ani. Evident că s-au mai schimbat acolo, ăștia sunt eșalonul 2 sau poate chiar 3 ai celor de până în 89 și vor avea de luptat cu oamenii ăștia care își vor păstra privilegiile, vor încerca să-și păstreze privilegiile, nu se vor zice, da, domnule, a venit ăștia și ne spun să mergem cu Europa, hai și noi să ne încolonăm, să tragem o horă frumoasă și să mergem cu ei împreună, nu. Se vor apăra, rămâne în continuare, nu se poate. Eu am fost liber și am vorbit liber, nu mă laud, dar asta a fost, pentru că e firea mea așa, nu pot să spun minci, eu nu știu să mint. Nu știu, în momentul în care spun o minciună, imediat se vede că am mințit și nu pot să o apăr, nu pot să susțin o minciună, nu pot susține pe care o spun eu. Ce să fac, asta este... firea mea, așa sunt eu, născut, făcut, învățat, educat. N-am nicio problemă în a spune ceea ce gândesc. Cu sinceritate, cum îl vedeți pe domnul Liviu Dragnea? Pe ce nume? Domnul Liviu Dragnea. Cu sinceritate? Cu sinceritate, cum l-ați descrie? Păi la ce scrie ca un om care a profitat de funcțiile care le-a avut, un bugetar, și asta este curiozitatea mea mare, care a izbutit să devină un mare, mare, mare potent financiar și nu numai financiar, din leafa de bugetar. Să-mi explice și mie, sunt curios, eu nu vreau să iau nimic al lui, Doamne ferește, să mă învețe, băi, cum ai făcut dumneavoastră, Doamne, de-aia văd, poate nici nu vreau să am atât, nici nu vreau să am atât cât are el. E, parcă are familie grea, nu vreau. Dar să ne învețe pe noi, că toată lumea vrea să ajungă să aibă o situație materială bună, să simtă bine, să trăiască confortabil, toată lumea. Spune-ne, cum faci dumneavoastră chestia? Pe Klaus Iohannis? Klaus Iohannis este un om corect, este un om cinstit, este un intelectual, ceea ce nu e cazul la domnul Dragnea, și vrea ca singurul care rezistă să luptă într-un fel, decât și cu bugetul ăsta și cât a mai făcut. Dar ca țara asta să-și păstreze, să rămână aproape de Europa, să-și păstreze calitatea de stat, de drept, să nu-și piardă această calitate, să nu fie îngropată sub mormanul de minciuni și de mizerii pe care această camarilă a PSD-ului și a chiar și ALDE încearcă să astupe, să îngroape. Sunt foarte curios să spuneți cum ați văzut candidatura doamnei Kövesi pentru funcția de procuror șef european și mai ales felul în care statul român a ales să nu să o sprijine, să o împiedice, să-i pună piedici în această candidatură. Ar fost culmea să o sprijine. Cum o să sprijine așa ceva? Că ei n-au știut cum să scape de ea și nu vor decât să o calce în picioare, asta vă rog, pentru că a scos la iveală, fără de legile lor. Păi nu era vorba
că ne apărăm... Eu sunt foarte fericit că s-a întâmplat, că Codruța Cuiebești a căpătat, cum să spun eu, recunoașterea luptei ei și muncii ei din partea Parlamentului European și, mă rog, toate comisiile alea prin care a trecut, că a fost o selecție destul de serioasă, dar s-a mai făcută de niște oameni cu pregătire. Retorica oficială este că trebuie să apărăm tot ce este românesc și să apărăm pe români. Domnule, la Bruxelles. Respectul, vreau să fie România să fie respectată. Păi România este respectată nu pentru că cer eu. Domnule, te rog frumos să mă respecti. Nu te respectă nimeni când faci așa. Eu vă rog frumos să mă respectați. Sunt român și vă rog să mă respectați. Ce faci tu pentru lumea asta? După ce să te poată aprecia că ești român, atâta doar? Trebuie să faci ceva, să se vadă că ești bine intenționat, că vrei să trăiești într-o lume liberă și adevărată, că vrei să faci tot ce se poate face pentru ca lumea asta să meargă înainte, nu să ne îngropăm într-o... Păi dacă vă uitați în jurul nostru, în momentul în care vii în România, intri într-o altă lume, care e jos de tot, e foarte jos. E o lume necivilizată, fără șosele, fără spitale, fără școli. Școlile sunt o nenorocire. Nu mai vorbim de closetele din fundul curții, pentru că sunt multe și e dificil de rezolvat treaba asta. Dar România este rămasă în urmă, băgată. Deci dacă rămâne sub aceeași conducere până la sfârșitului, sfârșitul o să fie departe. Adică în mod voit este ținută jos acolo, nu se face nimic. Domnule Rebengiu, sunt foarte mulți care apreciază ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce faceți, v-au felicitat, cum spuneați, pentru că ați luat atitudine și ați ieșit de multe ori în spațiul public pentru a vă spune părerea. Da. În așa același timp însă, da, PSD a ajuns să aibă, pentru că e partidul pe care îl criticați, a ajuns să aibă o majoritate parlamentară primind voturi. Da. Nu a ajuns acolo decât în urma voturi. Da, fără discuție. Sunt foarte mulți români care cred și susțin partea cealaltă. Știu. Lor ce le-ați spune, domnule? De ce să le spune? În primul rând, modul în care a ajuns PSD-ul, partid majoritar acolo, el a avut o majoritate dintr-o minoritate de oameni care s-au prezentat la vot, că nu s-au prezentat toți oamenii, sau mă rog, o majoritate semnificativă la vot, pentru ca să poți să apreciezi cât de majoritar este PSD-ul în urma votului. Oamenilor care cred în PSD sunt oameni care în general așteaptă binefaceri venite din cer. Uitați-vă cum se luptă pentru ca să primească doi mici acolo unde să fac nu știu ce festivități și să dă în mod gratis mici sau fasole cu ciolan sau mai știu eu cu ce Dumnezeu este ea acolo și cum să bat oamenii, să calcă în picioare ca să prindă doi mici. Acum, cu siguranță nu tot electoratul este nu așa. Nu tot electoratul, dar sunt... Și oamenii ăștia, dacă le spui, demne, uite, să știți că, uite, vă dăm acum, vă mărim leafa, o să aveți o leafă bună, pensia o să fie mare, la anul o să fie și mai mare, pentru că mai dăm, nu știu, eu mă întreb, băi, de unde dai banii ăștia? Îi ai ca să ne dai? De unde i-ai? Îi iei de undeva? Erau banii ăștia? Existau? Munciseră pentru ei? Făcuserăm, câștigaserăm banii ăștia noi prin munca noastră? Prin... Sau te împrumuți? Eu, de exemplu, personal, eu nu mă împrumut niciodată. Băncile ar muri dacă ar fi toți ca mine. Dar eu nu mă împrumut, pentru că nu pot să trăiesc cu obsesia asta. Băi, am de dat niște bani înapoi, nu pot, aoleu, ce mă fac, cum fac să fac aia. Nu pot să trăiesc. Dar am avut leasing la o mașină. Când mi-am luat mașină, am avut leasing și a fost o problemă pentru mine. A fost o problemă. Când spui așa ceva și că zici, o să aveți, o să vă dăm, și nu te întrebi tu, ăsta care ți se promite, nu te întrebi, băi, dar de unde vor avea ăștia bani? Ei se împrumută. Se împrumută la dobânzi mari. Banii ăștia vor trebui dați înapoi.
Cine îi vor da înapoi acești bani? Cine sunt cei care vor da înapoi acești bani? Noi și urmașii noștri. Copilul meu, nepotul meu și a dumneavoastră, or să fie nevoiți să muncească, să plătească aceste datorii pentru o iluzorie bunăstare pe care am avut-o noi și pe care, doar în momentul în care am primit primul foiț de aia de la salariu, cu un salariu mărit, pentru că a doua zi a și venit inflația care a pus capăt mănăstării astea, au venit taxele care s-au mărit, s-au mulțit, pentru ca să se poată scoată banii ăștia. Uitați, am o provocare pentru dumneavoastră. Vreți să mergi la fel? O acceptați. 2019, ăsta e anul în care suntem. Dacă Ilie Moromete ar fi acum și s-ar uita așa la România, cum evoluează? La ce îi spuneți? Să spună ce spuneam acolo. Ce spune? Bolnavilor de avere. Bă, de unde să vă dau mai mult dacă atâta e? Și vreți să ieși la drumul mare și să omor? Asta spune Moromete. Trebuie să fii chipzuit. O gospodărire a unei familii, gospodărire și a unui stat, trebuie cu chipzuință, cu gândire. Domne, ce facem? Cum facem mai mulți bani? Producem, investim în economie, dezvoltăm economia, economia care produce, asigură locuri de muncă, plus valoare, asigură. Nu te împrumuți. Păi de la unul, banii gata, cine știe cine fi muncit pentru banii, tu ei îi dai, imediat la cheltuială, pac, 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 ne cumpărăm televizoare, ne mai cumpărăm știu ce, mâncăm mai la restaurante, jucăm la păcănele și gata, am terminat. După aia trebuie să plătim banii ăștia. Și cum îi plătești? Păi banca e de vină. Banca jupoaie lumea. Că a dat bani, ne-a dat bani împrumut.